Așa cum vă spuneam înainte de pauza de publicitate, o să vă oferim vești bune și continuăm cu domnul Alin de la Casa Județeană de Pensii. Ce vești ne puteți spune pentru următorul an? Pentru următorul an, valoarea punctului de pensie crește de la 1000 de lei la 1100 de lei. Pensia minim garantată de la 520 de lei se va face tot cu 1 iulie 2018 640 de lei. Deci toți beneficiarii de drepturi de asigurări sociale vor avea de câștigat. Aș vrea să discutăm, dar după ce îl mai provocăm pe domnul director Toader să ne mai spună câte una alta de la transportul local privind persoanele cu nevoi speciale și despre acele bilete de recuperare și tratament. Dar aș vrea dacă domnul Toader ne poate spune ceva despre serviciile, despre dacă autobuzele sunt dotate cu rampe, dacă oamenii sunt mulțumiți sau nemulțumiți, dacă ce v-ați propus sau ce vedeți dumneavoastră că ar fi bun de îmbunătățit sau este bun și trebuie să promovăm. Încercăm să oferim aceste servicii specifice persoanelor cu handicap sau persoane cu dizabilități, da? Este bine și cu handicap, pentru că documentul așa spune, certificat de încadrare în grad de handicap. Handicap. E bine și așa, știu că noi evităm. Evităm, da. Autobuzele noastre sunt dotate cu rampe de acces, da, în autobuz și cu locuri special amenajate pentru transportul în siguranță al acestor categorii de persoane. Se permite accesul în autobuz cu asistență animală, deci aceste persoane cu handicap pot avea asistență animală, de exemplu câine ghid, da. Se permite accesul gratuit câinelui și persoanei în autobuz, tot pentru a veni în sprijinul și a rezolva unele din nevoile acestor persoane cu handicap auditiv și vizual. Vom monta în autobuze și vor fi funcționale într-o perioadă relativ scurtă după implementarea sistemului de eticheting, panouri de afișaj unde vom comunica prin afișare stația, timpul în care sosește, precum și vocal. Vom comunica și vocal. Vocal pentru următoarea cei stație, care pentru cei care nu văd. Vom comunica și vocal următoarea stație, timpul în care sosește. Mai sunt lucruri interesante și proiecte ambițioase pe care autoritatea contractantă Primăria Buzău le vine în sprijinul acestor persoane, da? Vor apărea stații moderne finanțate prin proiecte europene cu senzori și aplicație în stație pentru persoanele nevăzătoare, adică vor fi informate prin aplicație când autobuzul o să se în stație și poziția autobuzului față de acea persoană. Un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, care va ajuta să descurce mult mai ușor pe transportul public. Ce să cred că suntem în prima săptămână de post și primim așa numai vești bune? Oare chiar nu ați avut așa persoane la relații cu publicul care să vină, să se sesizeze, să spună, doamna Budu, că toate lucrurile merg foarte bine, dacă merg foarte bine înseamnă că sunt așa de mândră că sunt buzoiancă? Orice problemă cu care a venit o persoană la relații cu publicul, s-a încercat să se găsească soluție în așa fel încât să se clarifice de unde pornește problema și care ar fi soluția cea mai bună pentru ea. Nu spunem că nu sunt probleme, dar încercăm să le clarificăm pe măsură ce apar să fie clarificat. Am înțeles. Întreabă cineva unde este siguranța călătorilor cu datul șoferilor biletelor nu e corect. Încălcați codul rutier de transport local, domn director, e foarte aglomerat traficul. Da, pot să răspund la această solicitare. E o soluție temporară cu biletele la șofer, da? Dar nu suntem singura companie din țară care folosim acest mod de distribuire a biletelor.
cum v-am spus, e o soluție temporară care într-un timp relativ scurt nu va mai fi funcțională, vom găsi altă modalitate, vom încerca să distribuim biletele prin centre de distribuire, cetățenii își vor lua biletele de la cele centre, vor urca în autobuz și își vor taxa biletul, ceva autotaxare, până implementăm acel sistem de eticheting, care va consta în achiziția unui bilet termic sau încărcarea unui card și acel bilet sau card va fi validat în autobuz. Să știți că pentru a obișnui cetățenii, o să fiți mai des invitatul nostru la Campus TV. Cu toată plăcerea. Pentru a le explica, pentru că fără să-i spui unui om, discutam zilele trecute cu dumneavoastră, fără să-i spui poți să-i ceri. Adică el trebuie să știe, trebuie să adapteze, gândindu-ne și la pensionari și la copii. De asta cred că lucrurile explicate de mai multe ori sunt cu atât mai bine înțelese. Cu toată plăcerea o să vin și o să explicăm ori de câte ori nevoie probleme sau legate de transportul public ca să poată fi înțelese mult mai ușor de către cetățeni. Cu transportul interurban, persoanele cu handicap beneficiază de un număr de călătorii. Desigur, da. Le putem spune și telespectatorilor ca să știe? Persoanele încadrate în gradul grav de handicap beneficiază de 12 călătorii pe an calendaristic, iar persoanele care au recomandare pentru însoțitor sau asistent personal pot beneficia de însoțitorul de 12 călătorii numai în prezența persoanei cu handicap poate să călătorească, iar asistentul personal de 12 călătorii, asistentul personal putând să circule singur și fără persoana cu handicap în beneficiul persoanei cu handicap. În interesul persoanei cu handicap. Persoanele încadrate în gradul accentuat de handicap beneficiază de 6 călătorii pe an calendaristic. De aceste bilete beneficiază și însoțitorii copiilor încadrați în gradul accentuat, da? Tot de 6 bilete pe an calendaristic. Pot să fie bilete CFR, fie bilete auto. Am înțeles. Mă gândesc acum dacă persoanele care sunt încadrate într-un grad de handicap beneficiază de un adulții, da, de un bilet de tratament pentru recuperare prin casa de pensii? Prin casa de pensii, la recomandarea medicului de specialitate sau aici mai multe detalii poate să dea modalitatea. De asta am și pus întrebarea, dacă ne puteți spune dumneavoastră, domnul Alin? Da, pentru Casa Județeană de Pensii Buzău au fost repartizate de către Casa Națională de Pensii, care este coordonatorul principal, un număr de 4.866 de bilete care au fost repartizate, ca să spun așa, de cursul anului în 18 serii la 24 de stațiuni. Biletele gratuite pentru persoanele cu handicap sunt dintotdeauna mai mici față de solicitările pe care le primim în fiecare an. Deci sunt limitate, în sensul că nu toate persoanele care au un handicap grav sau accentuat pot primi un bilet de tratament gratuit. Deci solicitările sunt cu mult mai mari pe cât numărul de bilete alocat la Casa Județeană de Pensii Buzău. Dar sperăm că pe viitor să primim din partea Casei Naționale de Pensii un număr mai mare, solicitările se cunosc la nivel național, se știu că sunt multe persoane care solicită bilete gratuite. Avem rugămintea către persoanele care solicită bilete de tratament gratuite să înțeleagă situația și le mulțumesc pe această cale pentru că chiar anul acesta au înțeles exact criteriile și punctajele pe baza cărora pot primi un bilet de tratament și au înțeles mai mult de atât și că tratamentul se face pe toată perioada anului și că solicitarea nu poate fi în fiecare an pe lunile iunie, iulie și august. Asta era următoarea întrebare, pentru că marea majoritate a persoanelor vor vara. Dar mă întreb eu, acum iarna nu aveți bilete? Adică nu aveți și în perioada asta? Ba da, chiar și în această perioadă. Ultima plecare din acest an este cu data de 1-2-3 decembrie. Avem un număr destul de mare de bilete disponibile, în sensul că au fost alocate... Ne puteți spune și unde?
Sigur, câteva dintre biletele disponibile sunt un număr de 197 la Govora, Amara, Lacul Sărat, Mangalia, Sărata Monteoru, un număr foarte mare, Slănic Prahova, Târgu Ocna, Covazna, Tujna și Căciulata. Din păcate, după cum am spus și puțin mai devreme, nu sunt multe bilete gratuit. Acum, eu cred că fiecare persoană care cred, nu știu sigur, și aici o să ne spună doamna Silvia Butu, dacă știe, dacă nu știe, ne informăm și prezentăm în altă emisiune. Din știința mea, persoanele cu handicap, care dețin certificat de încadrare în grade handicap, pot primi și acea pensie de invaliditate. Asta cred că domnul Alin poate să spună mai multe și criteriile și da? Că este vorba de... După acest răspuns, cred că persoana cu pensie de invaliditate poate plăti foarte puțin dacă vrea să meargă într-o stațiune. Asta era următorul. Adică știu sigur că legea 263/2010 permite atunci când plătești ca asigurat la casa de pensii cu un act medical, da, am dreptate, dacă ne puteți spune dumneavoastră? Sigur, este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră. Conform legii 263/2010 și normele de acordare a biletelor de tratament, pensionarii cu pensie minim garantată, în general persoanele cu handicap care au dobândit handicapul din copilărie sau, mă rog, din alte motive, plătesc jumătate din cuantul pensiei brute. Adică din 520 de lei plătești jumătate și beneficiază de 16 zile de tratament, de cazare și masă, da, în locul unde au fost repartizați de către, bineînțeles, Casa Națională, cea care face repartiția în funcție de punctajul obținut. Curg întrebările. Persoana cu handicap, am cotizat 3 ani, am fost respinsă de la casa de pensii pentru a primi pensie minim pentru că am 63 de ani. Da, mulțumesc pentru întrebare telespectatorului nostru. În funcție de luna și de anul în care este născută fiecare persoană, se poate prezenta la Comisia de Expertiză Medicală pentru a primi un grad de încadrare în grad de invaliditate fără însă a depăși vârsta standard de pensionare. Dacă a depăși vârsta standard de pensionare, conform legii, nu mai poate fi expertizat. Cred că acesta a fost unul dintre motivele pentru care am primit această întrebare, neștiind dacă este o doamnă, un domn. Dar poate veni la relații cu publicul, da, poate face o cerere scrisă și poate primi în scris, că asta le și recomandăm de fiecare dată. Sigur. De asta aducem în fața dumneavoastră, dragi telespectatori, persoane care reprezintă o instituție, care au o experiență și o expertiză în domeniul respectiv. Cu mare drag, dacă persoana solicită mai multe lămuriri, este invitată de luni până joi între ora 8 și ora 14:30 în sediul Casei Județene de Pensii sau, dacă dorește și are probleme de sănătate, să lase câteva date la redacție, un număr de telefon pentru, sigur, a fi contactată săptămâna viitoare de către, mulțumesc, mine sau de către mult, colegii mei. Mulțumesc și eu. Întrebare, cred că pentru doamna Silvia Butu. Vă rog, când se va mări indemnizația de handicap? Mulțumesc. Cu 1 ianuarie 2018 se vor mări prestațiile sociale, cuantumul prestațiilor sociale plătite către persoanele cu handicap. Pentru persoanele încadrate în gradul grav, la momentul acesta cuantumul este de 340, începând cu 1 ianuarie va fi 450 de lei. Pentru persoanele încadrate în gradul accentuat, la acest moment este 272 de lei, începând cu 1 ianuarie va fi undeva la 350 de lei, iar pentru persoana încadrată în gradul mediu, la acest moment primește 39 de lei, începând cu 1 ianuarie va fi 50 de lei. O altă întrebare. Avem aceeași vechime, avem același loc de muncă, probabil că am avut același loc de muncă, diferența la pensie este de 1 milion. De ce? Vedeți, deci două persoane care au lucrat, că sunt la pensie, dacă spun că au pensie, și au o diferență, da, de 1 milion, de 100 de lei. În primul și în primul rând, dacă aș interacționa cu persoana care ne-a trimis mesajul, aș vrea să-i pun întrebarea dacă sunt și de aceeași vârstă. Chiar dacă am lucrat înțeles în același loc, putem fi remunerați, ca să zic așa, pe funcții diferite,
pentru un bărbat care este născut în anul 1948, vechimea, stagiul complet de cotizare nu va mai fi de 35 de ani. Probabil va fi de 33 de ani, 34, nu am un tabel ca să vă spun exact. Am înțeles. În schimb, pentru persoanele, bărbat vorbesc. Dar se poate adresa în scris la dumneavoastră și primește un răspuns. Sigur că da, și cu siguranță poate primi și buletinul de calcul, acea persoană, tabelele, toate informațiile, asigurăm întreaga și cu toată sinceritatea, transparență și poate intra și în audiență la conducere, avem și zile de audiență și să lămuresc situații. Am înțeles. Domnul director, în situația în care vor fi acele carduri, tichete, cum se numesc ele, și se vor probabil bătrâni, mă refer la bătrâni, că nu vor ști să le folosească, să le utilizeze. Va fi o perioadă în care cei care sunt la control vor fi mai păsuitori sau ne vom trezi că lucrul ăsta va strâni așa o nebunie? Adică să și prevenim lucrul ăsta. Punem așa o întrebare. Ca orice lucru nou va trebui prezentat. O să prezentăm, o să informăm cetățenii din timp despre modul de funcționarea acestui sistem de eticheting. O să avem numeroase centre de emitere, încărcare carduri. Ne gândim chiar la Direcția de Asistență Socială să instalăm un astfel de centru pentru a veni în sprijinul acestor persoane. Iar vom merge în paralel o perioadă de timp cu sistemul de taxare manual, ceea ce facem acum, și cu eticheting-ul, timp în care aceste persoane care vor avea probleme în a folosi acel card sau asta, vor fi ajutați, instruiți de către oamenii noștri. Da, e un lucru bun, pentru că nu toată lumea se poate adapta la o schimbare din asta așa, care vine într-o lună. Și pentru a nu fi, zicem, să prevenim, știți, să nu ne trezim că iarăși vor fi nu știu care televiziuni sau nu știu care persoane care vor merge, vor reclama la Avocatul Poporului sau ce știu eu pe unde vor mai fi oamenii și vor curge reclamațiile. Da. Întrebarea a fost adresată tocmai pentru a preveni și a nu ne trezi că unii oameni se vor trezi amendați sau dați jos din autobuze. Nu vom ajunge în acea situație. Din greșeli se învață întotdeauna. Da? Dacă am făcut o greșeală, cu siguranță nu o mai repetăm a doua oară. În momentul când vom implementa acel sistem, ne vom prezenta produsul, vom prezenta cum funcționează, va fi un timp de implementare, va fi în acea perioadă de implementare, oamenii vor fi ajutați să învețe să folosească acel card la validator sau, eu știu, orice altă problemă legată de acest sistem de taxare. Am înțeles. Doamna Silvia, dacă ne gândim că sunt două comisii de evaluare, adult și copil. Până acum ceva vreme, adultul putea să conteste la secretariatul comisiei încadrarea în grad de handicap. La comisia superioară. Acum, la secretariatul comisiei. Ar fi bine dacă am putea să lămurim telespectatorii noștri ce se întâmplă, cum se întâmplă, pentru că iarăși este un subiect despre care sigur ați avut și dumneavoastră aceste întrebări. Nu? Da. Nu ține de serviciu de evaluare. Nu ține, dar de evidență și plată prestații sociale, însă pot să dau această informație ca om care lucrează în Direcția Generală de Asistență Socială. Într-adevăr, s-a schimbat modalitatea de contestare a certificatelor. Lucrul acesta, în acest moment, nu se mai face la Comisia Superioară, ci direct în instanță. E un lucru bun sau cum? Aici omul poate să spună dacă este mai ușor sau nu. Deci beneficiarul este cel care poate să spună dacă este mai bun sau este mai dificil pentru el să facă lucrul acesta. Bună seara, mă numesc Iulian și aș vrea să știu dacă se vor mări numărul celor 6 bilete de transport pentru gradul de handicap accentuat. În acest moment există un proiect de hotărâre de guvern care a fost și în dezbatere publică în luna august pentru schimbarea hotărârii de guvern 680 din 2008. Nu prevede o modificare a numărului de bilete acordate persoanelor cu handicap, ci a modalității de acordare și de decontare a acestor bilete.
Deci nu este o modificare a număr. Vor rămâne la fel ca până acum ca număr. Apropo de numărul de bilete în interurban, la transportul urban, da, câte călătorii vor avea sau cum vor fi? În acel abonament poate să circule nelimitat și copilul și pensionarul. V-ați gândit sau ne puteți spune sau e prea devreme să ne dați așa o veste? Nu, la momentul acesta abonamentul este abonamentul pentru persoanele pentru această categorie de persoane este valabil pe toate liniile de transport, da? Deci călătorii nelimitate pe toate liniile de transport. Deocamdată mergem pe această variantă, abonament gratuit pe toate liniile. Am înțeles. Doamna Silvia Butuș, am discutat despre adultul care merge la recuperare. Iarăși, nu este un subiect la care, dar știu că puteți să răspundeți. Dacă legea permite și pentru copii această recuperare, pentru că sunt și copii care au nevoie de aceste stațiuni? Merg tot prin casa de pensii? Sau? Nu este prin casa de pensii. Până în acest moment era prin solicitarea de la Agenția de tabere? Agenția de tabere, da, Direcția de tinere și sport? Pentru tabere, prin spital, prin medicul, prin medicul de specialitate. Deci recuperarea copiilor se poate face odată la recomandarea medicului. Medicul de specialitate. De specialitate, da? Spuneți, da. Și prin tabere? Tabere recreative? Pentru tabere. Aici ne referim, deci, nu de recuperare, ci pentru tabere copilor. Bineînțeles, se poate adresa aparținătorul, părintele sau reprezentantul legal, se poate adresa direcției de tabere în fiecare an. Deci poate să beneficieze copilul sau tânăr. Nu beneficiază numai copiii care sunt instituționalizați, adică nu, beneficiază toți copiii. Copiii care sunt încadrați în grad de handicap. Și la gradul de handicap grav, unde are dreptul la însățitor, poate și părintele să meargă într-o tabără cu copilul? Nu, adică nu este, nu știu dacă discutăm, nu știu dacă și... Așa cum este specificat, este precizează copilul care este încadrat în grad de handicap. Au venit mai multe întrebări de la părinții copiilor care sunt cu încadrare grad de handicap și săracii tot caută, zice, dar merge numai copilul instituționalizat în grup. Poate că am să invit într-o altă emisiune pe cineva de la inspectoratul școlar sau de la taberele școlare. Vreau numai să mă asigur dacă în lege există specificată, poate specifică. Beneficia copilul, poate beneficia de tabără anual. Domnul director, la șoferii care dau bilete se grăbesc, îmi pleacă și nu mai avem timp să ne ținem și merg ca la raliu și opresc foarte brusc la șoferi, dar nu știu. La șoferi care dau bilete, da, se grăbesc, îmi pleacă și nu mai avem timp să ne ținem și mergem ca la raliu și opresc foarte brusc. Nu știu, cred că dacă am înțeles eu bine... O să analizez... Toți șoferii? Adică nu știu. Nu știu dacă generalizăm adică pentru toți șoferii, da, sau fie anumiți șoferi care fac lucrul acesta, dar o să fac o analiză la dispecerat și la coloană să vedem care e situația. Numai că, vă spun, dacă la momentul ăsta în varianta asta de distribuție a biletelor se mai întârzie un pic în stații, da? Și din cauza traficului și din asta și probabil că cetățenii pe bună dreptate, eu știu, sunt un pic nemulțumiți că nu ajung la timp sau așteaptă mai mult în stație. Odată cu proiectele viitoare pe care le avem în vedere legate de transportul public, această problemă se va rezolva. Ca să amintesc de un singur proiect care ne va ajuta foarte mult, va fi corelate toate autobuzele, computerele de bord, GPS-ul vor fi corelate cu centrul de trafic, semafoarele vor fi pentru noi în momentul când ne apropiem. E un proiect viitor care cu siguranță se va implementa la nivel de municipiu și atunci vom putea vorbi de punctualitate în stație și de timp de așteptare mult mai mici în stație. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea în această seară. Așa după cum ați văzut, oamenii au fost interesați de subiectele fiecărui instituții. Sper să ne revedem curând și cu alte vești bune, pentru că m-ați asigurat. La Casa de Pensii totul este
frumos. La Transbus lucrurile merg într-o direcție bună. Suntem în plină dezvoltare, da? Da. Și cred că nu suntem, tot e perfectibil, mai avem de muncă, sunt conștient de lucrul ăsta, dar eu cred că suntem pe drumul cel bun și toată energia o canalizăm, sau altfel spus, pe primul loc pentru noi se află clientul, iar clientul este cetățeanul municipiului Buzău. Doamna Silvia, dacă nu sunt reclamații, dacă nu sunt oameni care să vină să reclame, și a fost doar o întrebare de la telespectatori dacă se vor majora aceste indemnizații, înseamnă că persoanele cu nevoi speciale, cu handicap, nu au ce reclama despre, vis-a-vis de serviciile de la DGASPC. Asta este iarăși un lucru bun, dacă doar această prestație este... Suntem deschiși oricând comunicării directe cu beneficiarii, avem un număr de telefon unde suntem permanent contactați, discută cu angajații de DGASPC în așa fel încât orice problemă să fie în timp real soluționată. Așadar, lucrurile merg bine. Eu vă mulțumesc și în speranța că ne vom revedea în echipă, că vom putea oferi cât mai multe informații și anul care va veni va fi unul foarte bun, nu am decât să transmit telespectatorilor că în acest post venim cu vești bune, că în echipă, așa cum dumneavoastră a spus că colaborați cu Casa de Pensii, cu Transbus, cu DGASPC-ul sau cu alte instituții, deci munca în echipă înseamnă succes. Vă doresc mult succes și totul se întâmple să fie bine pentru toți cei care urmăresc emisiunea Cocktail la Campus TV. O seară bună și până vinerea următoare vă doresc numai bine și sănătate să aveți!